am ceea ce îmi trebuie, nu mai am niciun ban, mă duc și citesc o carte, învăț cum să fac alții. Funny story, eram angajat în 2008 la Bistrița, eram șef de schimb și aveam acolo foarte multe colege și tot timpul exista presiunea asta din partea managementului, dacă nu vă faceți treaba bine, vă dăm afară că sunt alții ca voi. Na, frica, catalizatorul cel mai minunat de pe planeta asta. Și eu nu simțeam frica asta, adică sunt niciun soi de formă. Și la un moment dat una dintre fetele cu care lucram acolo m-a întrebat, șeful, dar tu de ce nu... Că te tot amenință, că o să-ți pierzi jobul. Și le-am explicat. Zic, e irelevant ceea ce se întâmplă astăzi. Eu astăzi sunt într-o poziție de mini-conducere, da? Că nu-s nici operator pe linie, dar nu-s nici ceva manager, sunt ceva la mijloc. Dar dacă mâine nu există jobul ăsta, pentru mine e doar un job. Eu pun mâine să mă duc să sap șanțuri. Nu mă împiedică nimic pe lumea asta ca eu de mâine să devin cel mai bun săpător de șanțuri din lume. De ce am nevoie? Am nevoie de un set de abilități pe care l-am deja și am nevoie de o conjunctură pe care o pot găsi.